Vineri, 289-a zi a războiului pe care l-a pornit Federația Rusă împotriva Ucrainei, un război care deocamdată nu pare să se termine, iar din ultimele declarații pe care le auzim, se pare că planurile lui Putin sunt de a întinde povestea asta tristă, cum, mă rog, scuzați-mă pentru cuvântul poveste, acest atac terorist la adresa altui stat o întinde cât se poate de mult, în special acum în perioada iernii, care se consideră a fi o perioadă mult mai dificilă pentru cei care luptă pe front. Este atacată infrastructura Ucrainei, sunt foarte mari probleme cu asigurarea cu electricitate, cu agent termic. Pe ce și mizează atacanții, agresorii ruși. Dar se pare că săptămâna asta și ucrainenii au pătruns o leacă mai adânc pe teritoriul Federației Ruse, da, pe calea aerului. Da, Vladimir Zelenski făcuse așa o declarație ironică în care spunea că după ce ataci cu atâtea bombe o altă țară, trebuie să te aștepți că unele dintre ele o scadă și la tine pe teritoriu, referindu-se la faptul că noaptea de 5 decembrie pe aerodromul rus Engels, situat în regiunea Saratov din Federația Rusă, la 800 de kilometri de Ucraina, mai multe drone ucrainene au atacat aeronavele strategice ale ocupanților. Două avioane Tu-95 au fost avariate pe aerodrom. Poate nu știați, cum nu știam nici eu, Tu-95 este un bombardier cu rachete rus și sovietic. Acestea sunt capabile să transporte până la 6 rachete într-un singur set de tobe interioare. Ce mai avea de spus este că anume cu aceste avioane, Federația Rusă a făcut cele mai groaznice atacuri asupra Ucrainei. Mă refer la regiunile din Ivano-Frankovsk, Luțk, Odessa și alte orașe ale Ucrainei. Așa că ucrainenii dau cumva niște răspunsuri înapoi, dar ce mi-a atras atenția a fost declarația Statelor Unite ale Americii, reprezentanților guvernării de acolo, care cumva le-au arătat din deget ucrainenilor și le-au spus că noi ne angajăm să ajutăm ucrainenii doar dacă aceștia nu vor deveni ei înșiși agresori, atacatori, dând de înțeles ucrainenilor că iată, dacă Putin vă atacă, noi vă ajutăm, dar dacă începeți și voi să atacați înapoi, noi nu mai putem să fim alături de voi. Ciudată atitudine. Oarecum duplicitar, dar dacă tu vrei să slăbești inamicul și există o metodă de a-l slăbi de pe interior, nu? Nu ar trebui să saluți inițiativa ucrainenilor? Mie, în general, mi se pare așa de nedrept că ucrainenii atât de tare suferă. Adică noi te ajutăm doar dacă rămâi în genunchi, te rog. Stai în genunchi, așa te ajutăm. Nu, așa. Așa sună? Pentru că americanii foarte tare țin la faptul ca să nu fie acuzați că ei au fost sponsori ai războiului împotriva Rusiei. Da, tot Putin abia așteaptă să spună că ucrainenii agresează, până amudor 8 let. Putin abia așteaptă să spună că Statele Unite se implică și atacă Rusia. Tot săptămâna aceasta avem și o noutate bună, este legată de un schimb de prizonieri, chiar de ziua forțelor armate ale Ucrainei. 60 de soldați ai forțelor armate a Gărzii Naționale, a Serviciului de Grăniceri de Stat, de 58 de bărbați și 2 femei, pe care 15 ofițeri și 45 de soldați sergenți s-au întors acasă. Trebuie să menționăm că 34 de apărători din Mariupol, inclusiv 14 de la Azovstal, au fost și ei eliberați. A fost vorba de un schimb de prizonieri. E îmbucurător, pentru că la momentul ăsta se consideră a fi peste 10.000 de oameni care sunt ținuți în captivitate de Federația Rusă, oameni care s-au opus regimului, oameni care sunt acuzați că au ajutat forțele ucrainene în lupta cu rușii și iată că măcar mici porțiuni de suflete vii sunt întoarse acasă la cei apropiați și li se redă șansa la viață. O altă noutate săptămâna aceasta ne-a atras atenția, ne gândeam că poate și pe voi v-ar interesa. Un preot ortodox a fost acuzat că a divulgat Rusiei informații despre pozițiile de apărare ucrainene. Acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare, anunța The Guardian. Preotul era din orașul Lisiceansk, din regiunea Lugansk, din estul Ucrainei. Acesta informa armata rusă despre pozițiile trupelor ucrainene încă din luna aprilie. Deci războiul deja a început. Puse și el, fiind preot în biserică din Ucraina, îi ajuta pe ruși. El cânta sau cum îi informa? Acum, care e metoda de... Aprinde lumânări?
Da, sub forma unor informații. Bătea mătănii scrie acolo la sănătate, mai știu eu ce proceduri făcea. Acesta a fost arestat, a fost condamnat și în contextul acestei istorii am vrea să nu trecem pe alături de aceste imagini pe care le vedeți în momentul ăsta. Papa Francisc a ținut un discurs la Roma. Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. În rugăciunea pe care o spunea Papa Francisc, menționând despre războiul din Ucraina și despre poporul ucrainean care suferă foarte tare în aceste vremuri, Francisc s-a emoționat, a făcut o pauză, a avut nevoie de timp ca să își adune puterea de a continua și cumva e curios să vezi cum slujitorii bisericii, cei din Ucraina care este acum o victimă a terorismului rusesc, își trădează propriul popor în timp ce alții nu își pot stăpâni lacrimile vorbind despre un popor care nici măcar nu este învecinat. Noi nu tare departe plecăm. Trebuie la Buican tot e un economist care tare ghinișor lucrează în favoarea Kremlinului, dar vorbește despre valori, patriotism, tradiții, familie. Și tot săptămâna aceasta, vrem repede doar să trecem peste această istorie, dar nici să nu o ignorăm. El nu a atins, dar nu știm cum v-a atins pe voi, nu știm cât de relevant acest subiect și cât de aplicabil el e pentru spațiul nostru informațional. Este vorba despre postul de televiziune Tăvădoști sau TV Rain, până nu de mult și în continuare, de altfel, singurul post de televiziune din Federația Rusă care îndrăznea să se exprime împotriva regimului lui Putin, să informeze cetățenii obiectiv și echidistant, să-i ajute să înțeleagă fenomenele care s-au opus schimbărilor din Constituție. Și după toate aceste exprimări de libertate, au fost nevoiți să părăsească Rusia, să-și caute refugiu în alte țări ca să poată activa, la un moment dat chiar s-a închis televiziunea. Deci este o întreagă epopee și o istorie, apropo, interesant ilustrată pe Netflix, dacă vreți să găsiți acest documentar. Se numește... Mă tem că nu-i pe Netflix. Nu-i pe Netflix, fac this job? Da, eu am impresia Netflix. Că pe Netflix l-am văzut. Căutați acest documentar pentru că prin el veți reuși să înțelegeți mai bine destinul vocilor libere din Rusia care au încercat să-i informeze pe cetățeni și să-i ajute să înțeleagă ce se întâmplă în țara lor. Din păcate, chiar și această voce a trebuit să fugă din Rusia și a fost declarată agent inocent. Ce s-a întâmplat săptămâna aceasta? Unul dintre reputații jurnaliști ai acestui post de televiziune a avut o exprimare, nu neapărat o scăpare în emisie directă, dar mai bine vă lăsăm să urmăriți și după asta vă spunem ce a urmat. Mulți din написаних історій на нашій почті і в Telegram bot становиться опублікованим. Ми надіємося, що многим воєнослужащим, в тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і з просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас. Мы помогали с оснащением и с элементарными удобствами на фронте. Pentru această frază s-a întâmplat un mare, mare scandal. În primul rând la adresa televiziunii, care este cunoscut dreptător de exprimare pentru democrație și care în emisie directă prin intermediul unuia dintre angajații săi spune că a ajutat soldaților ruși de pe front. Alexei Corăstelev a fost concediat, după el au mai plecat câțiva oameni, audiența s-a împărțit fix în două tabere, cei care își frecau palmele și spuneau a voi tac predațele, tac vam in nada, și cei care au sărit în susținerea acestui jurnalist spunând că băi, s-a întâmplat să se scape cu o vorbă. Chiar și cei din televiziune, redactorul șef Tihon Dziatko a spus că el trebuia în momentul ăla să întindă vorba până se făceau nu știu ce conexiuni în emisie și i-a luat o limbă pe dinainte, că de fapt
Steve Rain nu ajută pe nimeni cu niciun fel de donații și ajutor de pe front, doar că ce s-a întâmplat a fost foarte, foarte urât. Autoritățile din Letonia au hotărât să retragă licența postului de televiziune TV Rain, ceea ce a intrat în vigoare pe 8 decembrie, adică noaptea asta trecută. Se pare că și autoritățile din Lituania au decis să retragă licența și la distanță de câteva zile de la toată această gălăgie, proprietara postului, Natalia Sindeeva, vine cu o confesiune extrem de dramatică pe canalul său de Instagram. O să vă lăsăm un pic să vedeți cu ochii voștri această dramă. Все эти 4 дня я ужасно себя чувствую, потому что то, за что я все эти годы боролась, за то, чтобы оставаться человеком в любой ситуации, в любой, что бы ни происходило, я чувствую себя просто отвратительной. Gădine. Se pare că din acest video înțelegem că există o diferită viziune asupra lucrurilor. Echipa de la TV Rain a vrut să se spele de păcatele colegului lor și cumva să-și salveze televiziunea. Proprietara însă îl roagă pe jurnalist și pe toți care au plecat după el să se întoarcă, pentru că ea crede că ei au fost concediați pe nedrept și vrea în primul rând să rămână om și să-și protejeze oamenii care au mers după ea. A fost foarte urât și inevitabil în momentele astea te gândești, uite cum o frază care în alt context ar fi sunat ca una normală, să-ți ajuți oamenii tăi, să-ți ajuți poporul tău. În contextul războiului, această frază spusă din greșeală la întâmplare a escaladat într-un asemenea scandal în lipsirea acestei televiziuni de licență, bineînțeles și resurse financiare, pentru că ei trăiesc din donațiile spectatorilor care îi susțin din întreaga lume, ca ei să continue activitatea. Dacă ați urmărit acest scandal, dacă ați înțeles despre ce este vorba, dacă și voi credeți că în momente de război nu-i loc de greșeli de genul ăsta și că ele trebuie taxate dur, așa cum s-a întâmplat, sau din potrivă, televiziunea trebuia în primul rând să-și protejeze omul lor din echipă și să spună Alexei a greșit, asta nu se va mai întâmpla, ne cerem scuze, în orice caz pentru autoritățile din Letonia nimic n-a contat, letonii sunt extrem de tranșanți când vine vorba despre războiul pornit de ruși și chiar și o televiziune care de fapt este de opoziție, găsându-și refugiul în Letonia, a fost lipsită de licență, iată aici letonienii nu au fost deloc dispuși pentru compromisuri. Scrieți și voi în comentarii ce credeți, ați urmărit, n-ați urmărit și cum de fapt era corect din punctul de vedere a unei asemenea situații să se procedeze cu un jurnalist care, iată, și-a permis așa o exprimare. Corect pentru cine? Corect pentru conducerea TV Rain, corect pentru letonieni, corect pentru public, donatori. Pentru televiziune. Scandalul ăsta e ideal, pentru că el are atâtea tuneluri în care te poți pierde cu argumente, poți începi să vorbești despre legislații, televiziune, principii deontologice și la moralitate să ajungi. Dar cu moralitatea există specialiști. Natalia Morel. S-a desunat, întotdeauna are un răspuns la asta. Ce să faci cu jurnaliștii?